și astăzi și în eternitate. Te laud, Doamne, te laud. Laudă, laudă, ție-ți cânt mereu, veșnic Dumnezeu. Laudă, laudă, veșnic Dumnezeu. Nu pentru Tată se cuvine s-o învăță, numai lui închinăciunea și mărirea tot să-i dă. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui, slavă Tatălui de sus, pentru tot ce mi-a adus. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui, toată slava pentru Tatăl. S-o aduce prin Hristos. El e chipul lui cerunic, sfânt, etern și credincios. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Slavă Tatălui de sus, pentru tot ce mi-a adus. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Toată slava pentru Tatăl, s-o înălțăm prin Duhul Sfânt. Să se laude asta lume, cum în cer și pe pământ. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Slavă Tatălui de sus, pentru tot ce mi-a adus. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Toată slava pentru Tatăl, să se înalțe din divin, de măria lui să fie cerul și pământul plin. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Slavă Tatălui de sus, pentru tot ce mi-a adus. Slavă lui, slavă lui, slavă, slavă Tatălui. Calul face partea lui, latură dacă-l pui. Dragi copii și voi să știți, partea voastră s-o împliniți. Dragi copii și voi să știți, partea voastră s-o împliniți. Partea voastră s-o împliniți. Calul aleargă drum întins, fără să se dea în vis, s-a legat și voi cu avânt. Drumul ascultării sfânt, s-a legat și voi cu avânt. Drumul ascultării sfânt,
ascultă, Iisuse. De părinți, de Dumnezeu, ascultați copii mereu, căci atunci când ascultați, veți fi binecuvântați, căci atunci când ascultați, veți fi binecuvântați, veți fi binecuvântați. Amin. Când te cerți, lupți cu noroiul, când te cerți, lupți cu noroiul, dacă-n luptă biruiești, dacă-n luptă biruiești, ori ești biruit cu sila, tot la fel te murdărești, tot la fel te murdărești. Fugi de ceartă întotdeauna, fugi de ceartă întotdeauna, când e ceartă în orice fel, când e ceartă în orice fel. Nu-i dreptate la niciunul, nici la tine, nici la el, nici la tine, nici la el. Robul Domnului ne spune, Robul Domnului ne spune, Cartea Sfântă lămuri, Cartea Sfântă lămuri. Nu se ceartă niciodată, ci e pașnic și smerit, ci e pașnic și smerit. Să înțelegi aceasta bine, să înțelegi aceasta bine, drag copil cât ești de mic, drag copil cât ești de mic. Dintr-o ceartă întemeiată nu se naște bun nimic, nu se naște bun nimic. Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție cânt, Dumnezeul meu, ție cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă întind cu mulțumire. Pentru tot ce mi-ai luat, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Și nu vreau să spun, ci cântarea mea să-ți ardă. Ție bunul cel mai bun, și-n iubire să se piardă. Ție bunul cel mai bun, ție bunul cel mai bun, și-n iubire să se piardă. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Nu că eu aș ști să cânt,
sau că am vreo vreznicie. Dar iubirea-mi dă având ca să cânt mărire ție. Dar iubirea-mi dă având, dar iubirea-mi dă având ca să-ți cânt mărire ție. Cu Dumnezeu în fiecare zi, 17 Dumnezeu în fiecare zi, așa umblai-n în lumea veche, ca doi prieteni privegind pereche. Și într-o zi cărășorinere, el a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. El a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umblai în vremea lui și nouă, și toți râdeau atunci de el în voie. Dar n-au rămas sub primul curcube, decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umblat în Israel mie, îndeplinindu-și sfânta lui solie. Și un car de foc l-a dus ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi, să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul lui senin cu el de mână. Și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Mai mult ca tot ce scump în ea, mai mult decât se poate spune. Iisuse, e iubirea ta, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult decât se poate spune. Mai mult, mai mult, mai mult, Iisuse, e iubirea ta. Mai mult decât înțelepciunea acestui viac strigat și rău, mai mult ca cerul și pământul. Iisuse, e cuvântul tău, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult ca cerul și pământul, mai mult, mai mult,
mai mult, Iisuse, e cuvântul tău. Mai mult ca orice închipuire sau gânduri care se desfac, mai mult decât se poate crede. Iisus, ești tu în viață, mai mult decât se poate crede, mai mult, Iisus, ești tu în viață. Să citesc din Daniel, capitolul 5. Este lung textul, dar citim tot, pentru că vrem să tragem câteva învățături. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din timpul de la Ierusalim, ca să bea din ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin, au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-a arătat degetul unei mâini de om și a scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile i s-au atât l-au tulburat că ei s-au desfăcut încheieturile, șoldurile și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, aldeii, ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțeleptului Babilon: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în împărăție. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut să citească scrisoarea și nici să tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai mare lui au rămas încremenit. Împărăteasa la auzul cuvintelor împăratului și mai mare lui a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori, înțele, aldei, ghicitori. Și anume pentru că a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încrucișate. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuire. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului și împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel, acela unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsește numai pricepere și înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititorii în stele ca să citească scrierea aceasta, să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești, să deslegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta, să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată împăratul: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcuie. Împărate, domnul cel preanalt,
de du-te tatălui tău Nebucadnețar, împărate mărire, slavă și strălucire. Din pricina mărimii pe care i-o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despăiat de slava lui. A fost izbănit din mijlocul copiilor, oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgare sălbatici și s-a dat să mănânce iarbă ca la voi și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșața, fiul lui, nu ți-ai sperit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici nu aud, nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția va fi dată împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul Haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Darius Medul, care este în vârstă de 62 de ani. Amin. Dumnezeu cere să fie recunoscut ca Dumnezeu care a creat întregul univers și El îl stăpânește și îl guvernează. Oricât de mare ar fi o împărăție și tot ceea ce poate face omul, poate să-i îngânfe inima lui, poate să-i producă mândrie, dar Dumnezeu este cel ce stăpânește și oricând poate să pună totul la pământ. Babilon a fost o cetate de mare, de neimaginat. Nu te gândea nimeni că poate fi cucerită. Era de necredut că această cetate se poate fi cucerită. Avea ziduri mari. Zidurile erau așa de late că spun istoricii că mergeau patru care cu boi unul lângă altul. Deci pe zidul cetății putea fi construit o autostradă. Nu se închipuia nimeni că cetatea aceasta putea fi cucerită. Dar Dumnezeu este Cel care ridică imperii, El le dărâmă și vrea să aducă oamenii la pocăință. Aveau rezerve de grâu și de apă pentru 4 ani de asediu. Și totuși ei au fost învinși. Zidurile nu le-a ajutat la nimic, pentru că atunci când ei au dovedit neascultare prin împăratul lor și au sfidat pe Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat forța lui și Dumnezeu a lucrat în așa fel ca să aducă pe oameni la pocăință. Belșațar acesta, de fapt, era nepotul lui Nebucadnețar, nu era fiul lui. Și tatălui, scrierile care extra-biblice, era Nabodinus. S-a găsit un cilindru pe care era scris. Și prin asta au fost înviți cei care ironizau și spuneau că acest personaj mai exista. Dar când s-a descoperit acest cilindru și când s-a văzut scris pe el, de fapt, că era o continuitate de la Nebucadnețar și
Evil Merodac și apoi fiul lui și apoi acesta a fost ucis de tatăl lui Belșazar și imperiul așa era de mare încât adevăratul împărat era în luptă în locul imperiului, iar în cetate era Belșazar fiul, care de fapt ce făcea? Belșazar fiul chefuia împreună cu ceilalți, ca un om de bani gata, n-avea teamă de nimic, nici rușine, și a luat vasele care erau luate din templu, de la Ierusalim, și au făcut dezmăți și au băut cu ele. Și Dumnezeu a spus până aici. Dumnezeu a făcut ca să se vadă o mână de om că scria judecata pe perete. N-au înțeles-o, dar fața lui s-a îngălbenit. Când alcoolul își face efectul, atunci omul nu mai judecă, sfidează și vedem în istorie până la noi lucrul acesta. La ei, la babilonieni, pentru că erau o forță așa de mare, ei se mândreau atunci când cucereau o anumită cetate, un anumit popor, pentru că li se tăia mâna dreaptă și aceasta era scocoteala, de număra. Deci atâția au fost, atâția au murit. Acum li se arată într-adevăr o mână care scrie pe perete și le arată judecata. Și dacă bunicul lui, Nebucadnețar, a fost cercetat de Dumnezeu, a trăit câțiva ani în sălbăticie ca și animalele și a revenit, l-a recunoscut pe Dumnezeu, Belșazar n-a făcut lucrul acesta și el a fost omorât și împărăția a fost luată de Medul Persu. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem ca niște vase de lut în care Dumnezeu a turnat comoara lui. Vasele acestea nu este îngăduit să le folosim la altceva decât pentru Dumnezeu și pentru slava lui. Ei au luat acele vase de aur, teama aveau, pentru că vă dați seama că erau vasele de aur și ele în general se topeau și se transformau ori în monedă, ori în altceva. Dar a existat această teamă de Dumnezeu, dar la bunicul său, dar la nepot, n-a mai existat această teamă. A sfidat pe Dumnezeu și au băut și au lăudat pe Dumnezeii lor. Deci cu vasele din templul de Atărân au băut și au lăudat pe Dumnezeii lor, care erau din piatră, din metal, din lemn, din altceva, care nu puteau să facă nimic, nu puteau să vorbească. Dumnezeu nu glumește și Dumnezeu vine cu judecățile lui. Deci, în timp ce în inconștiență și în beție ei chefuiau, la marginile imperiului, tatăl lui Belșazar se lupta cu acești împărat, Medul Persu, care a reușit să cucerească cetatea Babilon. Și în primul rând ce au făcut? Cetatea Babilon era alimentată cu apă de Eufrat, era deviat cursul ca să aibă rezervă de apă cetate și greu, cum am spus, pentru 4 ani de asediu ei puteau să trăiască liniștiți acolo. Și dușmanul ce a făcut? Al lor, zicând, de fapt, omul pe care Dumnezeu l-a trimis. Exact acolo a atacat și a luat sursa de apă și a dus înapoi pe făgașul ei. Când a făcut lucrul acesta, atunci cetatea a rămas fără apă și a fost învinsă. Deci, ce învățătură tragem noi de aici? Că noi aparținem lui Dumnezeu. Noi suntem ca niște vase de lut, dar Dumnezeu a pus comoara în ele. Nu ne este îngăduit să cinstim alt Dumnezeu, nu ne este îngăduit să folosim aceste vase în alte scopuri, pentru că vine judecata lui Dumnezeu. Și mai învățăm de aici că oricât de mare ar fi lucrarea pe care poate facă un om prin care se gândească în sine că are independență, că el se poate descurca în timp ce se bucură de toate realizările lui, la marginea imperiului deja este forța care poate să dărâme. Să încercăm să ascultăm de Dumnezeu, să încercăm să vedem că Dumnezeu are o judecată dreaptă și Dumnezeu nu îngăduie
ca vasele copiii lui să aducă jertfe și să aducă laudă altor Dumnezei. Amin. Vreau să citesc și eu de Hagea profetului Ezechiel. La capitolul 20. În ultimii ani am devenit mult mai atent la profeții din vechime, pentru că am observat a Domnului Iisus Hristos, care este stăpânul Universului și cel pentru care sunt toate lucrurile, o atenție pe care a dat-o profeților și în același timp îi mustra pe bătrânii lui Israel, care erau în jurul lui și erau influenți în perioada lor, îi mustra de faptul că ascultă de datina bătrânilor și nu ascultă de profeți. Și Domnul Iisus a vorbit cu mare respect de profeți. Și în același timp, eu personal am fost foarte intrigat de puțină atenție care se dă cărților profetice de către predicatori în general, de către lumea teologică. Erau văzute și sunt văzute în continuare cărțile profetice ca un teritoriu obscur, un teritoriu teologic unde mă nu te bași, că acolo e plin de animale, de tot felul de pilde, tot felul de lucruri greu de înțeles și hai mergem cu Domnul Iisus și nu citim de la Isaia până la Maleahi, lăsăm să treacă sau luăm câte ceva. Și atunci m-am hotărât în inima mea ca să acord această atenție mai mare, pentru că cu siguranță sunt lucruri ascunse acolo pe care Dumnezeu a vrut să ne le spună. Într-adevăr, cărțile profetice sunt cărțile robilor lui Dumnezeu, robi care au fost trimiși de Dumnezeu la poporul său, la vie, ca să strângă un rod. Și rodul acesta, care trebuia să strângă, era dreptatea, era etica, era așa cum aici ne-a citit fratele Andy la capitolul 5, înainte cu capitolul 4 cu 27, Dumnezeu așteaptă acest rod nu numai de la poporul său, așteaptă de la toți oamenii, pentru că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Și vine Daniel și spune lui Nebucanețar în 4 cu 27, de aceea placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupi-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Lucrul acesta Nebucanețar parțial l-a făcut. Găsim la Ninive că la îndemnul lui Iona s-au pocăit. Și găsim un Dumnezeu drept care atunci când oamenii ascultă de El și se pocăiesc și se întorc de la rău, le prelungește fericirea, zice cum ți se va prelungi fericirea. Și găsim în același timp un Dumnezeu al măsurii, așa cum s-a citit, numărat, cântărit și împărțit, zilele le numără. Și Dumnezeu numără zilele pocăinței oamenilor. Și dacă cuiva îi dă fericire, îi dă poate viață lungă, îi dă bunăstare, chiar dacă el nu ascultă de Dumnezeu, este poate că pentru ca să-i se dea timp să se pocăiască, ca să-i se prelungească fericirea în veșnicie. Și dacă nu ascultă de acest timp de pocăință, în acest timp de pocăință, să se pocăiască, este retezat și la judecată, nu mai are nicio salvare. Așa să vedem îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, să vedem dragostea lui Dumnezeu. Așa să vedem timpul pe care Dumnezeul dă oamenilor, ca îndelungă răbdare, să credeți că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mântuire. Adică faptul că Dumnezeu își arată răbdarea față de oameni și nu îi pedepsește îndată, se datorează răbdării și dragostei lui mântuirii, dorinței lui de a fi mântuiți. Atenția mea față de profeți a crescut și datorită scrierilor apostolilor, când am înțeles mai clar ceea ce apostolul Pavel a spus în Corinteni. Când ne uităm în Vechiul Testament ca la o oglindă întunecoasă, vedem un chip întunecos, adică
Aceste pilde multe pe care le-au spus profeții nu sunt ceva foarte deslușit. Nu vezi clar trăsăturile. Ca și când nu ți-e focalizat aparatul sau poza nu-i focalizată, se vede în ceață ceva, se văd niște pete. Sau când ți se încarcă o imagine pe computer, prima dată vezi așa niște pete de culoare și până mă vezi claritatea. Așa sunt și profeții. Dar zice, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, acela va fi fericit în umblarea lui. Adică cel ce cugetă la cuvântul Domnului este fericit. Și dorința mea pentru mine a fost și pentru voi și pentru orice om este ca să își adâncească privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai în Evanghelii, care sunt foarte clare, nu numai în Epistole, care sunt foarte clare, nu numai în Împărați, care sunt foarte clare, ci în cea mai cețoasă parte a cuvântului lui Dumnezeu, care sunt profeții. Pentru că această parte zice că strălucește, avem cuvântul prorociei făcut și mai sigur, este cea mai sigură. Chiar dacă e cețoasă, ca la o luminiță care strălucește într-un loc întunecos. Iar această luminiță, găsim în alt loc scris, că merge mereu crescând. Și noi, pe măsură ce evenimentele profețite se au împlinit și se împlinesc sub ochii noștri, înțelegem tot mai mult din acești profeți care au scris atât de confuz aparent. De aceea vă îndemn să citiți profeții, să citiți pe Isaia, citiți toți profeții și am făcut eu acest lucru și vreau ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a fost robii lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit cu mare respect despre profeții și îi vom avea ca și tovarăși în împărăția lui Dumnezeu. Într-adevăr, scrie despre ei, pe care din proroci ne-au omorât părinții voștri. În cărțile profetice nu găsim scris decât la puțin din ei moartea lor. Dar se pare că au avut parte de un sfârșit tragic, tocmai din partea celor cărora le profețeau. N-au fost primiți, i-au scos afară din vie și i-au omorât. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Astăzi vreau să mă opresc ca să trăiau unei porțiuni din cartea profetului Ezechiel, să aduc câteva învățături. Citim Ezechiel 20, tot capitolul și până mă întorc în câteva locuri. În al șaptelea an, în ziua a 10-a lunii, a 5-a, oamenii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, să mă întrebați ați venit pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urăciunile părinților lor. Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, în ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacob și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i aduc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis, lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci mi-am pus de gând să învărs mânia peste ei și să-mi dezlănțui mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului. Și i-am scos astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustiu. Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și săbatele mele să fie un semn între mine și ei pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu. N-au urmat legile mele și au lepădat poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Și mi-au pângărit peste măsură de mult săbatele mele. Atunci am avut de gând să învărs mânia peste ei în pustiu ca să-i nimicesc. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. Chiar și în pustiu mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă din toate țările. Și aceasta pentru că au lepădat poruncile mele și n-au urmat legile mele și pentru că au pângărit săbatele mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor.
dar m-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustiu. Atunci am zis fiilor lor în pustiu, nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, umblați-mi tocmai după rânduielile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar fiii s-au răzvrătit și ei împotriva mea. N-au umblat după rânduielile mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și au pângărit sabatele mele. Atunci am avut de gând să învărs urgia peste ei, să-mi dezlănțui mânia împotriva lor în pustiu. Dar mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. În pustiu mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri și să-i risipesc în felurite țări. Pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele și și-au întors ochii spre idolii părinților lor. Ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți. Am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. De aceea Fiul omului vorbește casei lui Israel și spune-le: așa vorbește Domnul Dumnezeu, părinții voștri m-au batjocorit și mai mult, arătându-se necredincioși față de mine. Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. Eu i-am întrebat: ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. De aceea spune casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu, voiți voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după rugăciunile lor? Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și eu să mă las să fiu întrebat de voi, casa lui Israel. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu mă voi lăsa întrebat de voi. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți: vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi orgie. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi orgie. Vă voi aduce în pustiul popoarelor și acolo mă voi judeca față în față cu voi. Cum am judecat cu părinții voștri în pustiul țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi trece pe sub toiac și vă voi pune sub mustrarea legământului. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu sunt credincioși. Îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul. Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri. După aceea mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări numele meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri. Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, acolo îmi va sluji toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară. Acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele din tâi roade din darurile voastre și tot ce îmi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți. Și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. Acolo vă voi aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați purcat și vă va fi scârbă de voi înși vă din pricina tuturor fără de legilor pe care le-ați făcut. Și veți ști că eu sunt Domnul când mă voi purta cu voi având în vedere numele meu și nici de cum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-ți fața spre miază zi și vorbește împotriva locurilor de miază zi, prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miază zi. Spune pădurii de la miază zi:
Ascultă cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi aprinde un foc în tine care va mistui orice copac verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea de la miază zi până la miază noapte. Și orice făptură va vedea că eu, Domnul, am aprins și nu se va stinge nici de cum. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, ei zic despre mine, omul acesta face într-una la pilde. Amin. Amin. Una din primele asemănări pe care o vedem între vorbirea pe care a avut-o Ezechiel și vorbirea Domnului Iisus este vorbirea în pilde. Despre Domnul Iisus a spus, nu le vorbea deloc fără pildă. Și bătrânii spuneau despre Ezechiel, omul acesta face într-una la pilde. Cu alte cuvinte, nu prea înțelegem. Ne zice niște pilde și nu înțelegem. De ce le vorbește în pilde, au întrebat ucenicii. Pentru că vouă v-a fost dat și lor nu le-a fost dat. Dacă ar fi înțeles prorocii, dacă ar fi ascultat, ar fi înțeles pildele. Dar și atunci și astăzi, pildele sunt neînțelese pentru că pildele sunt limba lui Dumnezeu, sunt limbajul pe care Dumnezeu îl folosește ca să ne se adreseze nouă și trebuie să înțelegem traducerea pildelor în viață. Și traducerea pildelor în realitate a fost făcută de Domnul Iisus și de apostoli. Și dacă mergem și înțelegem și ne întoarcem înapoi, înțelegem mai mult. Și iar ne ducem la dicționar, așa cum se învață o limbă străină. Dicționarul este Noul Testament și limba este Vechiul Testament. Unul din principalele lucruri care le găsim în acest text este versetul 32. Este vorba despre asimilare, un subiect care îl găsim astăzi în lumea evanghelică, un subiect care îl găsim în discuțiile despre etnii, când este o minoritate în mijlocul unei majorități, îl găsim în ebraism, în lumea evreilor. Până în ziua de astăzi se tem de asimilare și o să vă spun ceva după ce recitesc versetul. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți: vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. Cu alte cuvinte, vine Dumnezeu și zice: voi vreți să fiți asimilați, vreți să fiți ca tot, nu vreți să fiți deosebiți. Și Dumnezeu zice, nu o să vă iasă chestia asta. Nu o să reușiți. Eu nu o să dau voie să fiți așa. Și de 2500 de ani de când s-a rostit acest verset, îl vedem împlinindu-se. Unul din lucrurile care v-am zis că o să vă amintesc este straniaul comportament al evreilor ortodoxi din America, din zilele noastre, care spun că Dumnezeu de aceea i-a pedepsit prin Holocaust pentru că au fost asimilați. Asimilarea este un subiect care preocupă și pe ei și, drept urmare, ca să nu mai fim pedepsiți așa cum Dumnezeu ne-a pedepsit, așa învață rabinilor, noi trebuie să fim cât se poate de deosebiți față de cei din jurul nostru. Ne îmbrăcăm deosebit, mâncăm deosebit, vorbim deosebit, trăim deosebit, trebuie să fim altfel. Și atunci ei își fac un titlu de, nu atât de mândrie, de identitate, din a fi deosebiți, din a fi altfel decât ceilalți. În mod intenționat nu vor să fie asimilați. Vorbesc idiș, o altă limbă, se îmbracă deosebit, trăiesc în cartiere deosebite și așa mai departe. Este o interpretare a acestui text, dar și o împlinire a lui. Pentru că ei interpretează după alte argumente decât argumentele lui Dumnezeu, dar de împlinit îl împlinesc pentru că sunt deosebiți. Și-au păstrat de 2500 de ani identitatea, chiar dacă nu și-au păstrat ascultarea. Ei sunt deosebiți, și-au păstrat tăierea împrejur de 2500 de ani și ceea ce a zis Dumnezeu, nu o să reușiți să fiți ca neamurile, au reușit. De 2500 de ani Dumnezeu a împlinit acest lucru. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi cu mână tare și cu braț întins și vărsând de mărcie. Aici o să fac o paranteză la momentul potrivit. Despre urgia pe care o trăim și astăzi, dar înainte de asta trebuie să vedem felul cum judecă Dumnezeu. Vedeți, vin bătrânii lui Israel, bătrânii aceia care călcaseră de pe vremea lui Isaia legea și pe care Dumnezeu i-a orbit deja și a căror datină deja funcționa pe vremea aceea și pe care Domnul Iisus a înfierat-o imediat și a fost cu totul împotriva datinei bătrânilor. Cât a putut de mult i-a enervat. Domnul Iisus cât a putut de mult a făcut invers decât datina bătrânilor.
tocmai ca să le arate că ei sunt urmașii acelora care au omorât pe proroci și felul lor de a interpreta lucrurile este greșit. Și totuși când vin la Ezechiel să-l întrebe, Dumnezeu nu este absurd să zică n-am nicio explicație, faceți așa. Dumnezeu stă la taclale cu ei. Dacă ne uităm în Cartea Iov, dacă ne uităm în Proverbe, sunt aceleași dialoguri. Noi zicem stă la taclale, e un cuvânt negativ, nu taclale. La explicație. Vreți să mă întrebați? Uite, vă dau niște. Dar explicațiile mele, nu ce vreți voi. Ei vroiau un lucru, vroiau să știe, ne distruge de tot, Nebucanețarul ăsta, gata, s-a terminat cu noi? Și profetul nu poate să le spună decât vinovăția. Nu poate să zică, uite, ce bine va fi de voi sau nu va fi bine, ci cauza din care Dumnezeu a adus aceste urgii, aceste blesteme peste voi. Și logica acestor lucruri. Cărțile profetice sunt cărți de justiție, de dreptate. Profeții vin și aduc dreptatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a adus tot dreptatea lui Dumnezeu. Era jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. Nu a adus doar dreptatea, a adus împăcarea, a adus soluția. Nu a adus doar sentința, ci a adus actul de grațiere. Este atât de miraculos, atât de maestos felul în care lucrează Dumnezeu. Și ceea ce glorifică pe Dumnezeu este cuvântul Lui. Felul cum prin proroc vine și zice, uite, voi judecați așa. Hai să vedem cum judec eu. Și trei versete din acest capitol arată judecata lui Dumnezeu. Odată, când au fost în Egipt, erau idolatri. Și Dumnezeu avea dreptul să îi pedepsească în Egipt. Și versetul 9 zice așa. Citim de la 8. Dar ei s-au răzvrătit împotriva și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care le treceau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Ei erau idolatri în Egipt. Fuseseră asimilați în Egipt până într-asemenea hal că se închinau la idolii pe care îi admirau cei care îi persecutau pe ei. Un lucru rușinos, un lucru josnic. Ăla dă cu biciul în spatele tău și tu îi admiri și îi pupi idolii. Și aduci jertfe la aceleași idol ca și cel care te bate cu biciul. Să ne uităm în oglindă. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului. Motivul pentru care nu i-a pedepsit Dumnezeu. Nu era că n-avea motiv. Avea motiv. Dar pentru numele Lui, care este veșnic, și pentru autoritatea Lui, ca asta este în spatele numelui Lui, și pentru privirea celorlalți oameni care urma să fie mântuiți în timp, nu i-a nimicit ca să fie o imagine pentru noi. Versetul 14, după ce i-a scos din pustiu, din Egipt, uitați-vă că prin pustiu s-a petrecut schimbul de generații. N-au intrat în Israel, în țara lui Israel, cei care au ieșit din Egipt, ce au intrat fiilor. Și în Israel s-a petrecut un fel de sentință, un fel de condamnare. Au murit prematur. Toți cei care au avut 20 de ani la intrarea în Egipt, la ieșirea din Egipt, n-au mai intrat în țara lui Israel după 40 de ani. Cu alte cuvinte, au murit matematic calculat sub vârsta de 60 de ani. Au murit prematur. Toți bărbații care au ieșit din Egipt și care li s-a muiat inima și n-au crezut pe Domnul și n-au vrut să intre în Canaan, împreună cu iscoadele care au mărit, au murit prematur. Dar totuși n-au fost pedepsiți în mod, cu așa cum a zis Dumnezeu, Moise, lasă-mă pe tine să te fac un neam mare. Dumnezeu putea să ia pe unul, să facă ca din Avram un neam mare din nou. Și Moise, care era prototipul Domnului Iisus, a mijlocit pentru ei. Vedem cât de mare lucru e mijlocirea, cât de mare lucru e un Iona care merge la Ninive, cât de mare lucru e un Moise care mijlocește pentru popor. Și motivul pentru care cineva nu-i nimicit este probabil pentru că cineva mijlocește pentru el. Să fim cei care mijlocim. Versetul 14.
13 citim. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu, deci nu numai în Egipt, și în pustiu s-a răzvrătit. N-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și mi-au pângărit peste de măsură de mult sabatele mele. Atunci am avut de gând să învărs mânia peste ei în pustiu ca să-i nimicesc. Dar am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosese din Egipt. Și după ce am intrat în țară și înainte să intre în țară, încă o dată, zice Dumnezeu la versetul 2, 22, dar mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosese din Egipt. Deci când Dumnezeu repetă de 3 ori acest lucru, înseamnă că îi cu tărie ține la acest principiu și vrea să-l învățăm. Un lucru pe care este scris în Levitic 18:3. Domnul Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilul lui Israel și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Care erau obiceiurile din Egipt? Care erau obiceiurile din Canaan? Idolatria. Erau conduite, generate de idolatrie. Idolatria era închinarea la piatră și la lemn. Era închinarea la obiecte. Era credința în sfințenia din obiecte. Am avut discuția cu preotul despre care v-am zis la începutul adunării. Și n-am ajuns până acolo. I-am spus doar că bag credința în obiecte și în lucruri, în iconițe și în sfeștanii, că face omul pe mașină un semn și crede că îi putere în semnul ăla și așa. Asta este închinare la lemn și la piatră, închinare la obiecte. Este un motiv de mânia lui Dumnezeu. Când omul se închină sau crede că într-un obiect este putere sau este forța lui Dumnezeu sau anume dumnezeire sau nu știu mai ce, este un motiv ca Dumnezeu să-i zdrobească, să-și aducă nimicirea. Ce-i frumos aici? Ce-i glorios? Este blândețea cu care vine Dumnezeu și le explică. Mi-l imaginez pe Ezechiel, stând în fața bătrânilor și bătrânii ascultându-și. Și vine Ezechiel și le spune și le spune din gura lui Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu. Și trece granița trecutului și se duce în viitor și deja se apropie de zilele noastre. După ce vorbește despre intrarea în țară, ați intrat în țară, m-au bajocorit și mai mult, arătându-se necredincioși față de mine. Și anume când i-am adus în țară 28, în țara pe care eu jurasem că le voi da și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele. Era o problemă. Era o problemă că acolo și-au adus jertfele, pentru că Dumnezeu a zis, când veți intra în țară, să nu faceți ca și cananiții să vă aduceți jertfele oriunde, ci în locul pe care vi-l spun eu, acolo să-l aduceți. Acest lucru are de a face cu închinarea noastră numai Domnului Iisus. Noi nu avem voie să ne punem etichete lângă numele Domnului Iisus. În ce nume te închin? Păi, am discutat cu un băiat, mi-a lucrat ceva săptămâna trecută și i-am spus acest lucru. Nu ai voie să mai ai o etichetă. Păi zice, mama e baptistă, eu penticostal, nu știu ce. Eu zic, de ce ai această țilă? De ce nu țin la eticheta? Dar de ce o porți? De ce o porți pe tine? Nu că lipsa etichetei e tot o etichetă, dacă e numai aia. Dar și eticheta, și conținutul trebuie să arate credincioșia față de Dumnezeu. Te duci, îți aduci jertfele spre orice deal înalt, orice copac stufos. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. Care era problema cu înălțimile? Era o foarte mare problemă. Mergeau la înălțimi, nu mergeau la Ierusalim. Și nu mergeați la Ierusalim, nu mergea anul ăsta la Ierusalim, nu mergea anul viitor la Ierusalim, nu mergi peste 10 ani la Ierusalim. Ce se întâmpla la Ierusalim? La Ierusalim se întâmpla un lucru. Odată pe an era Yom Kippur. Era jertfa de ispășire. Trebuia să-ți aduci jertfa acolo. Acolo, cenușa jertfei tale se amesteca cu cenușa mielului care era pe altar, a jertfei de ispășire, în focul care nu se stingea.
Și acolo se împlinea ceea ce profetic în timp trebuie să se împlinească în viața noastră. În viața noastră trebuie să se împlinească acel cuvânt care zice așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Jertfa de ispășire a Domnului Iisus Hristos trebuie să se întâlnească cu jertfa mea de lepădare de sine. Nu merge. Domnul Iisus a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Noi trăim cum vrem. Noi nu mai lepădăm de noi și noi nu mai aducem. Noi... Ce bine că Domnul Iisus a murit ca să trăiesc eu cum vreau. Nu este așa. Jertfa de la Ierusalim era singurul loc unde trebuia să aducă jertfa de ispășire și acea imagine ne mântuiește pe noi dacă înțelegem că avem o singură jertfă prin care putem să fim sfințiți, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă nu se mai predică pocăința într-un loc, sunt tot felul de înălțimi unde nu se mai predică pocăința, unde nu se mai predică lepădarea de sine, unde nu se mai predică lepădarea eului, ci poți să fii tu însuți, poți să ai eul tău umflat și să te manifeste în toate felurile și să nu-ți spună nimeni că trebuie să te pocăiești. Problema nu era că toți care se închinau erau probabil oameni morali. Problema era imaginea pe care o reprezentau ei. Zice, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. Viața religioasă există. Omul își face înălțime ortodoxă, înălțime evanghelică, înălțime catolică, înălțime nu știu de care și merge la înălțimea lui. Problema este cuvântul lui Dumnezeu. Discuția cu preotul, i-am spus, problema este nu de luptă de identitate. Că asta e numai luptă de identitate. Eu sunt ortodox, pocăiți îmi iau din turmă. Asta e luptă identitare. Credința e altceva. Credința e să-ți adâncești privirea în cuvântul lui Dumnezeu și să te bucuri de ce scrie acolo, să te cerceteze ce scrie acolo, să te temi de ce scrie acolo, să te frământi de ce scrie acolo. Asta e credința. Restul e luptă identitară. Te alipești de o identitate și eu-s bine, oh, ce bine, eu sunt ăla. Am eticheta pe mine. Dar ce ai înăuntru? De aceea să nu ne amăgim cu gânduri că suntem bine dacă nu stăruim în fiecare zi în cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea lui. Zi și noapte. Cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu duminica numai. Nu la adunare numai, nu la evenimente. Este astăzi, s-au mulțit ca ciupercile, săl de evenimente. Evenimente. Și omul își trăiește viața între un eveniment și alt eveniment. Și când s-a gătat un eveniment, se uită la poze și trăiește două săptămâni cu evenimentul din care, pe care s-a trăit, și așteaptă evenimentul care o să vină. Și trăiește cu mintea între evenimente. Dragii mei, faceți eveniment din fiecare zi. Și nu o dată pe zi, de mai multe ori pe zi. Este o predică pe net a Mihăiță Danilă, un predicator pe care eu îl ascult cu plăcere, care a fost imediat amendată de un cățel din ăsta al internetului care latră la toți, că erezie, că nu știu ce. Hai să văd ce mare erezie. Spunea că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, asta era erezia. Ca și cum se întâlnesc îndrăgostiții, nu numai o dată pe săptămână, să văd, tot se întâlnesc în fiecare zi. Cum te întâlnești cu Dumnezeu? Citești Biblia. Te întâlnești cu Dumnezeu pe paginile Scripturii și citești Biblia și atunci te întâlnești cu Dumnezeu. Mi-a plăcut predica, am și răspuns omului. Bineînțeles că o lătra și la mine, dar asta e alt aspect, m-am bucurat mult. A te întâlni cu Dumnezeu înseamnă în fiecare zi, înseamnă a fi îndrăgostit de Dumnezeu. A iubi cuvântul sau voi îl iubiți fără să-l vedeți. Nu numai stăpânul care va judeca lumea. Iubesc pe stăpânul meu. Să-ți placă, dacă nu-ți place, cum e cântarea aia, dacă nu-ți place cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, pune Tu plăcere în mine. Să-mi placă. Acum mă întorc puțin la un text care ne aduce în zilele noastre. 33, 34, 41, 42 este o fereastră profetică din vorbirea lui Ezechiel către bătrânii lui Israel, care are legătură cu noi. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia.
Să facem un pic de recapitulare istorică. Atunci când vorbea Ezechiel, o parte din popor era dus în robie, nu chiar tot. Și erau duși în Babilon. Ei au fost duși în Babilon. Nu au fost împrăștiați din Babilon încă. Da, în momentul în care Dumnezeu a pus la întoarcerea din Babilon, găsim în Neemia și în Ezra, a pus în fața lor opțiunea, mergeți înapoi în țara lui Israel, o parte din ei s-au dus, cum am citit din Ezra, Neemia, Hagai, Zaharia și mai departe. Dar zice în versetul 37-38 următoarele lucruri. Și să vă duceți cu gândul la Ieremia, este pilda celor două coșuri cu smochine, smochinele bune și smochinele rele. Acest lucru are în vedere cuvântul lui Dumnezeu. Despărțirea dintre cei care în Babilon s-au hotărât să se întoarcă înapoi în țara lui Israel, smochinele cele bune, și cei care au rămas îndărătnici în inima lor chiar în Babilon și pe care Dumnezeu i-a împrăștiat în toată lumea și 2500 de ani au format diaspora evreiască care se termină în zilele noastre. E miraculos cuvântul lui Dumnezeu. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici, versetul 38, și pe cei ce nu sunt credincioși. Îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Îi voi scoate din țara în care sunt străini și unde vor merge? În toate țările. De atunci există diaspora evrească. Eram în sinagoga din Berea acum 3 ani cu Cristina. Eram singur. Muzeele nu-s vizitate în lumea asta. Eram singur acolo. Și am stat și am citit tot ce scria și am stat ore întregi. Și scria acolo că erau evrei în Berea, nu de 2000 de ani. De 2500 de ani erau evrei în Berea. De pe vremea lui Ezechiel. De pe vremea lui Ezra, când i-a scos din țara în care erau, îi voi scoate din țara în care sunt străini, adică din Babilon, dar nu vor merge în țara lui Israel. Nu sunt rădnici. Pedepsa lor. Duși în Babilon, de acolo și mai departe, împrăștiați. Și dacă citiți știrile, au fost atacuri antisemite în Chile și în Alaska. Atât de tare i-a împrăștiat Dumnezeu. Zilele trecute au fost atacuri antisemite în Alaska pe ușa unui muzeu evreiesc. A apărut o svastică, un bărbat cu o motocicletă noaptea, îmbrăcat, mascat, a pus svastica și a fugit. Dumnezeu a împrăștiat până în capătul pământului. Și acest lucru se petrece sub ochii noștri. Dar tot sub ochii noștri se petrece ce zice aici. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Acum vă întreb, urgia peste cine? Peste ei? Sau peste popoare? Răspunsul este peste toți. A fost o vreme de urgii atunci când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, în timpul primului exod. Este o vreme de urgii astăzi când Dumnezeu îi scoate pe evrei din toate țările și de când a început sionismul, de la 1880, până în zilele noastre, primul război mondial, marea criză din 1930, al doilea război mondial, războiul rece, pandemia, toate lucrurile astea sunt urgii după urgii, în care Dumnezeu nu ne omoară, dar ne avertizează. Le vedem și îi strânge prin urgia antisemitismului, urgia lui Hitler, urgia tot felul de urgii. Și un text care privește puțin mai departe decât zilele noastre, vorbește despre întoarcerea lor la Dumnezeu. Versetul 41-42. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Deci vă voi primi ca pe niște miresme de miros plăcut după ce vă voi scoate. Deci trebuie să se încheie acest proces de scoatere din mijlocul popoarelor ca să îi ducă în țara lui Israel și după aceea se va petrece ce scrie în Zaharia. Când vor plânge, cum plânge cineva pe întâiul său născut. Când se vor pocăi, tot Israelul va fi mântuit. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. Dumnezeu este fidel legământului lui. Și Dumnezeu împletește planurile istoriei și așa face lucrurile încât să aducă la îndeplinire cuvântul său peste timp. Să se împlinească cei 2300 de ani, cucerirea Ierusalimului, la 2300 de ani de la bătălia dintre Alexandru cel Mare și Darius.
exact după cuvântul lui Dumnezeu, exact în ziua aceea. Să se împlinească toate prorociile lui Dumnezeu și să rămână neplinite. Probabil, noi nu vom vedea, nu se știe cum va fi. Poate să fie răpirea mâine. Să vă spun un lucru. În Israel, numărați pe Google Earth. Sunt 28 de aeroporturi care pot primi avioane mari. Când a fost primăvara arabă și când a fost războiul din 1967, evreii au trebuit să fugă din toate țările arabe în câteva săptămâni. Din Yemen au fugit în câteva zile. Dacă va fi un val de antisemitism puternic, e posibil ca să plece avion după avion. Avioanele astea MOV care zboară pe deasupra Clujului în fiecare zi sunt avioane izraeliene. Ei numai trebuie să le schimbe direcția. Compania Wizz Air este izraeliană, cu sediul la Budapesta, dar e izraeliană. Au suficiente avioane și suficiente aeroporturi ca să ducă într-un timp record pe cei încă 10 milioane de evrei care mai sunt în lume. Și lucrul acesta se poate petrece în câteva săptămâni. De aceea nu spun aceste lucruri pentru ca să ne stârnească interesul doar, ci ca să ne stârnească dorința de a face ce ni s-a spus. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu facem ca ei. Pentru că în imaginea lor, acelor care se închină lemnului și pietrei, în Egipt, în Canaan, în pustie, în Canaan, este imaginea noastră, care suntem scoși din pustiul lumii, suntem aduși la credință și tot nu ne vine să ne lăsăm idoli, tot. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar și foarte dur. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și te mostră. El aveam 20 și cât de ani când mi-a luat permisul. Cred că 28 de ani. Am găsit în Biblie să nu iubesc lumea, dar eu iubeam mașina de numai. Și m-am rugat ca să, Doamne, nu știu cum e aia să nu iubești, ai și să nu iubești. Arată-mi. Și Dumnezeu mi-a luat permisul de două ori în trei luni și am știut cum e să am mașină. Am spus de multe ori acest lucru. Am știut brusc cum e să ai mașină ca și cum n-ai avea. Așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim în lumea așa, asta fără să iubim lumea. Dacă ne cercetăm pe noi înșine și găsim dragostea de lume, dragostea de sine, dragostea de bani, dragostea de plăceri și mai departe. Lucrurile acestea nu zic, trebuie să vin eu mă uit la tine și zic, măi omule, tu nu iubești lumea. Nu trebuie să fie fiecare să se aducă pe sine. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, acest lucru nu-l faci. Mă duc la fratele meu și îi spun, băi, uite, nu faci bine asta și asta, asta. Fiecare trebuie să cerceteze pe sine. Cercetarea de sine este privirea în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Așa stătea Ezechiel cu bătrânii, ca și Iov cu prietenii lui. Stăteau de vorbă. Am citit săptămâna trecută cartea Iov. Stăteau de vorbă. Și noi, după 2500, după 3000 de ani, stăm cu ei de vorbă. Stăm, citim și se împletesc în argumentele lor gândurile noastre. Și răspunde Iov. Răspund prietenii lui, vine Elihu, aduce un comentariu și ne găsim în acest film, ne găsim pe noi. Îți place un film când te regăsești pe tine. Îți place un film din care înțelegi. Îți place un film care îți explică ceva istoric, care ai trăit și tu, poate, din comunism sau din alte lucruri. Îți amintești acele lucruri. Îți place Scriptura că îți găsești sufletul acolo. Îți găsești păcatul acolo. Îți găsești iertarea acolo, îți găsești răscumpărarea acolo și cât e de prețios când vedem că se împlinesc sub ochii noștri aceste întâmplări, aceste profeții, când Dumnezeu zice, nu o să fiți ca, nu o să fiți ca celelalte popoare, o să am eu grijă să nu fiți. Și n-au fost, timp de 2500 de ani, n-au fost ca celelalte popoare, deși mulți din ei au fost asimilați și mulți din ei și-au pierdut naționalitatea. Noi nu știm cine mai sunt astăzi evrei, dar pe de altă parte, este o imagine pentru noi, pentru cărora nouă Dumnezeu ne spune astăzi, nu o să mă las, nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți, vrem să fim ca neamurile. Te prinde oboseala când te gândești, de ce să fiu diferit? E obositor să fii diferit.
ochii, trebuie să dai explicații, ochii tuturor te ard. Vasile Ernu, un scriitor evreu din Basarabia, care a fost crescut în familie de creștini, a scris foarte multe cărți, zicea, când ești oaia neagră a tuturor, el a fost crescut în adunare și era pocăit și la școală, toți îl priveau ca paria, ca oaia neagră. Ce, ochii tuturor te ard. E greu să porți stigmatul acesta al a fi altfel. Și la un moment dat cineva ia în inima lui hotărârea, vreau să fiu și eu ca ceilalți. Să nu mai zic, mă întrebe nimeni de ce faci altfel, de ce ești altfel. Și vine Dumnezeu și zice aici, nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți, vrem să fim ca neamurile, ca familie celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. I-am spus și preotului și am spus la mai mult săptămâna trecută, că ploua mult. Și de fiecare când plouă, mi-amintesc de cuvânt de Biblie. Căci după cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, tot așa nici cuvântul meu, care vine din gura, care este din gura, nu se va întoarce la mine fără rod. Nu se mai întorc înapoi, ci dau pâine semănătorului și rod celui ce lucrează. Nu mi-amintesc exact textul. Cu alte cuvinte, ploaia vine din ceruri ca să aducă rod la agricultură și o binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu cade. Dacă a căzut pe un pământ mult timp, nu se întoarce fără rod, cu siguranță. De aceea eu vorbesc cu cea mai mare libertate, fără ca să am la sfârșit să fac chemare și să zic te-ai predat Domnului sau așa ceva, nici pomeneală de așa ceva. Pentru că știu un lucru. Cuvântul trebuie spus exact cum pică ploaia. Și noi când vestim cuvântul lui Dumnezeu, facem irigația sufletului. Și mai departe, ce va face, cum se va întâmpla să aducă rod, noi nu știm. Dar, zice Dumnezeu, legat de cuvântul său, nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți, vrem să fim ca neamurile. Cu siguranță, cel peste care a plouat cuvântul lui Dumnezeu, cel care a început să rodească, cel care în inima lui este un vlăstar, care este dintr-un pământ uscat. Deci ce-i pământul uscat? Un pământ pe care nu a mai căzut cuvântul lui Dumnezeu, ca o mlădiță care este dintr-un pământ uscat. 400 de ani de secetă a fost de la ultimul proroc, de la Maleahii, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Un pământ uscat, 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 uscat. Cuvântul lui Dumnezeu nu se mai vestea și nu mai erau nici bătrânii, nici prietenii lui Iov, nici toți aceia care puneau întrebări. Zice, hai să vedem, oare ce va fi? Noi trăim azi o vreme în care putem să ne bucurăm de a sta sub ploaia cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să ne plouă, să citim Biblia, să ne întrebăm, mai ales în nația noastră românească, Dumnezeu a dat așa mare binecuvântare. O mulțime de oameni care discută. Emulația asta pe internet, băi, ăla e predicator, bă, nu, eu l-ascult pe ăla, uite mă, ăla are 17.000 de like-uri, ăla are 5.000, ăla l-ascultă 3.000. Cine? Este un lucru bun. E un lucru bun că oamenii ascultă, este un lucru bun că oamenii discută pe marginea problemelor, e un lucru bun că se contrazic pe temele astea. E un lucru bun că cuvântul lui Dumnezeu cade pe pământ și nu se va întoarce la el fără rod. În același timp, vedem împlinindu-se și fizic lucrurile cu poporul Israel. Dumnezeu lucrează în mai multe planuri. Lucrează în plan istoric, lucrează în planul binecuvântărilor sale la fiecare om astăzi, în prezența lui Dumnezeu. Lucrează în inima fiecăruia dintre noi. Așa cum se aseamănă structura atomului cu structura unei galaxii sau cu structura unui sistem solar, mai bine zis. Această rotire a electronilor în jurul nucleului și această rotire a planetelor în jurul unui centru al unui sistem, tot așa și în mare și în mic vedem aceleași legi. Și vedem legile lui Dumnezeu în istorie și e bine să le vedem în noi, în mic. Avea Ioanid o poezie, poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce mi s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Concluzia la tot ce am spus este Ierusalimul să fie în inima noastră.
templul jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care lepădarea de sine, crucea Domnului Iisus, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, pentru că ei nu s-au răstignit față de lume, față de idolii Egiptului și față de idolii Canaanului, Dumnezeu i-a împrăștiat în toată lumea și i-a lăsat să poarte povara nelegiurilor lor. Să nu fim ca și ei, ci să dăm morții mădularele noastre care sunt pe pământ, zice, păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care să alergăm cu stăruință în alergare care ne stă. Ce alergare asta? Să te apuci să fugi în stânga și în dreapta? Este o imagine, această alergare a minții pe cărările cuvântului lui Dumnezeu. Alergarea minții pe cărarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi și credința în acest cuvânt. Amin. Amin. Thank you.